Simona Radiș, Ancuța Bodnar, bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența la Scena Deschisă. Eu înainte de canotaj nu am mai practicat niciun alt sport, făceam doar ora de educație fizică de la școală și pe aceea o făceam fiindcă trebuia, nu fiindcă mi-ar fi plăcut mie foarte mult sportul. Ați acceptat imediat în momentul în care ați fost selectate, ați spus da, hotărât imediat. Mă uit la tine mai degrabă, Simona, că spuneai că nu-ți plăcea atât de mult sportul pe cât am crede noi cel puțin. Și surpriza a fost că mi-am dorit din primul moment să merg. Eu am fost foarte încântată de la început. Îmi doream foarte mult să merg, să încerc, să văd cum este, pentru că nu știam absolut nimic. Dar partea mai dificilă a venit când am mers acasă să conving părinții să mă lase. Mereu am recunoscut că mai facem excepții. Pentru mai abuzăm de câte o ciocolată când o prindem, dar ce să-i facem? Încercăm să ținem și calea dreaptă. Acum că mai avem scăpări, ne întoarcem. După ce ocolim un pic, ne întoarcem la drumul corect.